Astăzi face salată de somon cu ouă fierte. Arată foarte bine. Am pregătit aici un bol pentru salată, un tocător și haideți să tocăm toate ingredientele. Am folosit o ceapă Savoy, British Savoy, care mie îmi place foarte mult, pe care o tăiem fideluță și o punem în bolul de salată. Varza asta nu e nici varză, nici salată, e așa între, dar e foarte gustoasă, mie îmi place foarte mult la salate. Am terminat de tăiat salata și o aranjăm frumos în farfurie. Am pus și puțină salată de asta creață. Apoi am tăiat cuburi 2 avocado. Am folosit prea multe ingrediente la salata asta, ne-a ajuns pe 2 zile salata pentru 2 persoane. La fel și cu avocado, îl aranjăm frumos în farfurie după ce l-am tăiat. Punem și 4 ouă fierte pe care le-am tăiat în 4. Avem nevoie și din niște somon copt rece pe care l-am copt cu o zi înainte și l-am pus la frigider. Dar trebuie să fie rece. Îl rupem în bucățele mici, apoi îl punem în farfurie. Avem nevoie și de o ceapă roșie care o tai rondele. Mie îmi place ceapa roșie foarte mult la salate. Următorul ingredient sunt castraveții pe care îi tăiem așa rondele. Dacă nu vă plac castraveții cruzi, puteți înlocui cu castraveți murați. Am pus și 2 ciorchine de roșii cherry pe care le-am tăiat în 2 și le-am așezat lângă restul ingredientelor. După cum vă spuneam, somonul l-am rupt bucățele și l-am așezat acolo printre legume. Am mai pus jumate de cup de feta pe care l-am mărunțit, sfărmat. Vă spun, salata asta a ieșit foarte, foarte gustoasă. Și cam așa arată salata mea, care a ieșit foarte multă și foarte gustoasă. La final am pus niște pistacio. Mie îmi plac foarte mult alune, pistacio, fistic în salate și nuci, pecan și adesea folosesc pentru salate. Bineînțeles că am pus și pătrunjel verde deasupra. Și salata mea a fost gata foarte repede, în afară că vă trebuie ouă fierte și somonul gătit dinainte, salata asta se face foarte rapid. Am asezonat salata cu ulei de măsline, puțin oțet, sare și piper, nimic mai mult. Vara asta trebuie să încercați salata asta cu somon și ouă fierte. Yummy!